Bună ziua, bine v-am găsit, domnule primar, la primăria orașului Budești. Bine ați revenit, domnule Marian Torloagă. Sunteți venit de fiecare dată și vă doresc de acum bine ați venit încă o dată. Ce să vă spun? Domnule primar, nu a venit întâmplător, ci pentru că am observat primăria Budești a fost ajutată de Guvernul României cu o sumă foarte mare de bani pentru finanțarea unor proiecte prin PNDR. Da, este foarte adevărat. Știți că avem în derulare proiectele pentru canalizarea a satelor Gruia, Proș și Buciumeni. Și pe această cale mulțumesc Guvernului României, în special conducerii PNL a județului Călăraș, care s-a implicat și ne-a ajutat pentru aducerea de acești bani care ne sunt necesari. Vă dați seama că exista sau eram în imposibilitatea de a opri lucrările și știți și dumneavoastră, o firmă care lucrează și nu-i dai bani automat că lucrările se opresc. Pe această cale vreau să le mulțumesc încă o dată și Guvernului României și îmi cer mii de scuze față de cetățenii din satul Buciumeni, Gruiu și orașul Budești. Îi rog pe această cale să mai aștepte măcar o lună și ceva de zile ca să treacă ploaia, zăpada, tot ce a fost. Vă dați seama că firmele nu au putut să lucreze pe ploaie, pe apă, pe zăpadă pentru refacerea drumurilor. Sunt conștient că trăiesc cu drumurile foarte proaste și e mizerie desăvârșită, lacuri, apă și noroi. Am făcut toate demersurile necesare și ne-am implicat, eu, viceprimarul, toată echipa mea din primărie, angajații, cu ce am putut și noi, cât de cât să mai amenajăm drumurile cu forțe proprii, dar la sfârșitul martie eu le promit că drumurile vor fi gata în satul Buciumeni și Gruiu. S-au adus în jur de 6-7 mii de tone de piatră care sunt depozitate la Buciumeni și o parte la Gruiu pentru refacerea drumurilor după terminarea și finalizarea lucrărilor de canalizare a satelor Buciumeni, Gruiu și Aprozi. Domnule primar, cum v-a ajutat concret domnul senator PNL Ciprian Pande? Am văzut că ați discutat cu dumnealui și a promis că va fi lângă dumneavoastră, în special pentru reconstrucția, redeschiderea spitalului din Budești. Da, îi mulțumesc foarte mult domnului senator Ciprian Pandea, pentru că dânsul mi-a promis că m-a ajutat infrastructura, drumurile, de când a ajuns și dânsul senator. Vreau să vă spun și chiar înainte de a deveni senator, dânsul mi-a acordat tot sprijinul. De când, de aproape 3 luni de zile de când sunt primar, vreau să vă spun că și cu ajutorul dânsului am cadastrat și am intabulat și făcut cadastre pe 21 de străzi care vor intra anul ăsta în proiect pentru asfaltare. În 2 săptămâni de zile vor mai fi gata încă 18 străzi. Dânsul mă va ajuta cu reabilitarea tuturor clădirilor din cinta Spitalului Orășănesc Budești, mă va ajuta cu redeschiderea spitalului cu internări de zi și înființarea unui centru de permanență. Am discutat cu domnul Ciprian Pandea legat de învățământ și de școlile din Budești. Vreau să vă spun că deja avem în plan câteva proiecte de reabilitare a școlilor, reabilitarea bazei sportive. În fiecare școală se va construi sau se va face cât un mini teren de sport pentru copilași, pentru elevi, pentru copiii noștri de aici din Budești, satele aferente. Lucrăm acum la un proiect pentru reabilitarea trotuarelor DN4 care leagă Gruiu de Budești. Tot ce tranzitează orașul Budești, satul Gruiu, stânga, dreapta, vor fi trotuare și rigole pentru preluarea apei pluviale ca să nu mai fie casele inundate. Mai avem în proiect câteva străzi din Budești, unde, de exemplu, strada 1907, strada Agricultori, strada Uituz, unde după fiecare ploaie, acolo se inundă casele. Proiectul deja l-avem pe masă, dar avem... După, trebuie să aprobăm bugetul, după aceea trebuie să scoatem la licitație să refacem aceste străzi, aceste lucrări. Sper ca până la sfârșitul anului
să prindem toate proiectele, să avem finanțare și începând de la anul să ne apucăm cel puțin să facem aproape jumătate din ce le-am propus ca număr, ca număr de kilometri, din 40 ceva de kilometri de asfaltare. În 2 ani de zile vreau să facem minim 25 de kilometri. Astăzi am avut și eu o ședință la prima oră. Noi am intrat în asociere pentru aducerea gazelor pentru orașul Budeș cu Vasilați, Gărbinaș și Sohatu. E o problemă, problema banilor pentru studiul de fezabilitate, pentru că toate firmele care vin să-ți facă un studiu de fezabilitate își cer și bani. Bani pe care noi deocamdată nu-i avem. O să cerem ajutor tot de la Guvernul României, de la Consiliul Județean, să vedem dacă o putea să ne ajute cu ceva. Dacă nu, încercăm prin forțe proprii să strângem acei bani pentru a da un lucru studiu de fezabilitate pentru aducerea gazelor în orașul Budeș, că știți și dumneavoastră perfect de bine, lemnele s-au scumpit foarte mult. Este foarte adevărat că o investiție costă mult ca să tragi gaze. Vorbesc la o curte de țară, cum suntem mai noștri, la Bruiu, la Aproz, la Bucimen, chiar și la Budești. Dar după aceea vor veni și beneficiile. Pentru că eu vă spun sincer, o casă cu 3-4 camere arde în jur de 6-7 tone, dar asta echivalează în jur de 30 ceva, 3.000 ceva de lei pe an sau poate și 4.000 de lei. Pe când la gazel mai mult de 100 ceva, 200 de lei pe 3-4 calorifere sau o sobă, două care o încălzești, nu o să plătim. Și de aici se amortizează. Am venit să fac treabă, n-am venit să stau pe scaun, am venit să fiu alături de cetățeni. Uitați, până să veniți dumneavoastră, noi suntem la blocurile din orașul Budești, unde subsolurile sunt inundate cu apă și cu mizerie, pentru că instalația de scurgere este foarte veche, s-a spart, s-a deteriorat și vreau să-i ajut pe acești locatari să refacem absolut instalația care vine de la instalația de la apă și de la grupurile sanitare care le-au în apartamente. Deja pe teren este domnul viceprimar cu echipa noastră de la primărie, cu vidanja și cu câteva pompe de la primărie care scoatem apa și o trimitem către canalizarea orașului Budești. Încă o dată doresc să le transmit cetățenilor orașului Budești să aveți încredere în mine, să aveți încredere în mine și vă rog mult, știți că nu vă dezamăgesc. Vă pup și vă iubesc!